Pictorul Jean al Steriadii se naște la 29 octombrie 1880 la București, ca prim fiu al lui Alexandru Steriadi, funcționar superior, și al Alexandrinei Uel, de origine franceză. Urmează gimnaziul la liceul Dimitrie Cantemir și primele două clase de liceu la Sfântul Sava. În 1897 se înscrie la Școala de Arte Frumoase din București, unde îi are ca profesori pe Gede Mirea și Eugen Voinescu. În 1901 primește o bursă și pleacă la München, unde studiază pictura la Academie, dar și gravura într-o școală privată. În 1903 este invitat să participe la cea de-a doua expoziție anuală a Tinerimii Artistice, grupare care a avut rolul de catalizator al artelor plastice românești de până la Primul Război Mondial. În 1903 se mută la Paris și studiază pictura la Academia Julien cu Jean-Paul Laurens. Lucrează și în atelierul lui Lucien Simon. În 1904 expune la salonul de toamnă de la Grand Palais din Paris chivuțele din Piața Mare. Este tabloul ce exprimă perioada de apropiere de curentul sămănăturist. Expune în continuare la Tinerimea Artistică și în decembrie 1906 are prima expoziție personală la Ateneu, cu 70 de picturi și 11 lucrări grafice. Este perioada în care Steriadi este preocupat de înfățișările patetice ale existenței umane, zona socialului apropiindu-l de Băncilă, Resu și Rato. Față de aceștia, Steriadi aduce noutatea preocupării pentru viața citadină, mai ales cu fațetele ei marginale. Influența pariziană a lui Simon se face simțită în compoziția riguroasă a volumelor și în folosirea culorii în clar-obscur. În 1909, la expoziția oficială de la Ateneu, îi se acordă premiul 2, pe care îl împarte cu Brâncuș, Paciurea, Petrașcu și Teodorescu Sion. În 1912 este ales președinte al Societății Tinerimea Artistică. În același an primește și funcția de director artistic al revistei Ilustrațiunea Română. În 1913, prezent fiind în selecția românească la expoziția internațională de artă de la München, primește pentru lucrările Hamal în port și Vedere din portul Brăila medalia de aur clasa a doua, alături de Lucian și Verona. În 1915 este numit director al Muzeului Calinderu, funcție pe care o va deține până în 1949. În 1916 înființează împreună cu Fischer Galați și Ion Cantacuzino Societatea Grafica pentru răspândirea gravurii în România. În 1920 devine membru al Societății Arta Română. În 1921 este, alături de Verona și Petrașcu, fondator al Academiei Libere de Pictură. Încă din 1906 este considerat de către cronicari impresionist, deși până la sfârșitul deceniului al treilea, pictura sa se afla sub semnul unei lupte cu lumina. De acolo mai departe, este un impresionist în adevăratul înțeles al termenului, consacrându-se exclusiv peisajului. Ceea ce pictează, priveliști din porturi, străzi vechi, case bătrânești, colțuri pitorești din Dobrogea, peisaje luxuriante din sudul Franței, toate se situează într-un regim al luminii tipic impresionist. Spirit solar, la maturitate, Steriadi renunță la urâtul care îl făcuse cunoscut la începuturile sale. Mentalitatea lui de grafician l-a oprit să dizolve cu totul forma. Casele, minaretele, dealurile au în contact cu cerul o scămoșare a întrepătrunderii optice dintre materia grea și cea aeriană. Obiectul însă nu își pierde niciodată desenul interior. Iser spunea despre Steriadi că trăiește cu dragoste și cu inteligență natura. Anul 1930 îi aduce Premiul Național de Pictură și implicit recunoașterea unei activități artistice de aproape 3 decenii. Din 1928 până în 1949 este profesor de pictură la Școala de Arte Frumoase din București. Între 1944 și 1949 este rectorul acesteia, iar din 1951, după pensionare, este rechemat profesor la Catedra de Litografie. În 1938 primește Premiul Academiei Române pentru Pictură. În 1948 devine membru de onoare al Academiei. În 1952 este laureat al Premiului de Stat și în 1954 îi se acordă titlul de Artist al Poporului.
la 23 noiembrie 1956 încetează din viață.